Zilele trecute, poetesa populară din satul Marșenții Sofia Roșca a prezentat cartea Vai ce mare bogăție. La evenimentul mult așteptat atât de autoare cât și de admiratorii creației sale, au participat oaspeți onorați din centrul regional, reprezentanții conducerii raionale și locale, rude, prieteni, colegi și, desigur, consătenii doamnei Roșca. Anume, aceste persoane dragi care sunt prezente astăzi la lansare sunt bogăția mea cea mai mare, a spus Sofia Roșca. Scriind versuri pe diferite teme, autoarea redă prin prisma poeziei starea sufletească a omului, uneori cuprinsă de tristețe, alteori zbuciumată de griji, sentimentul dragostei sau al bucuriei, elogiile aduse mamei, odele consacrate ținutului nostru bucovinean, frumusețea naturii, durerea văduvelor și a mamelor care și-au pierdut soții și fiii în războaie, încercând să dezvăluie pe deplin viața cum este ea și trăirile omului de rând care își duce crucea pe drumul vieții. Cu un mesaj de salut la adresa Sofiei Roșca și apreciere pentru contribuția dumneaei la promovarea valorilor satului natal, a sosit la lansarea de carte reprezentantul Consulatului General al României la Cernăuți, consulul Edmond Neagoe. Bogăția inestimabilă a acestei zone, bogăția în tradiții, în folclor, iată vine astăzi și cu o altă fațetă a creației artistice, este vorba de poezie și acest volum de versuri aș vrea cumva să îl leg și de o altă manifestare dedicată poeziei. Este vorba de Ziua Internațională a Poeziei din 21 martie. Astăzi sărbătorim împreună o apariție literară deosebită. Este o carte izvorâtă din tradiția acestor locuri. Este o carte izvorâtă din folclor. Avem aici de față pe doamna Sofia Roșca. Poezia dumneai este o poezie de o complexitate simplă, este o poezie frumoasă care îți merge la suflet și este o poezie pe care eu o văd de câte ori o am în față, o văd sudată, izvorâtă din bogăția folclorului, a dansului și nu mă refer numai la Țărâncuța, care într-adevăr a scăldat în lacrimi de bucurie inimile românilor anul trecut în acest mare turneu. În ziua respectivă au fost date citirii mai multe poezii din cartea Vai ce mare bogăție, iar artiștii amatori din raionul Noua Suliță au interpretat cântece pe versurile Sofiei Roșca, una dintre cele mai îndrăgite poezii atât în Bucovina cât și peste hotarele ținutului, a devenit urgentă telegramă, poezie ce amintește cititorilor despre existența și rolul mamelor în viața noastră, autoarea îndemnându-i să-și viziteze cele mai scumpe ființe cât mai sunt în viață. Responsabil de editarea cărții a fost Lilia Govornean, metodistă la Institutul de Pregătire Postuniversitară a Cadrelor Didactice, care a relatat celor prezenți la lansare despre etapele formării unei cărți și despre munca celor care îndrăznesc să scrie o carte, mai mult decât atât îndrăznesc să-și dăruiască talentul. Mă bucur, ne spus de mult că doamna Sofie ne-a adunat astăzi aici pentru a dărui cititorului această frumoasă culegere de versuri. Pornind de la ideea cum a apărut această carte, a avut loc în școala din satul natal a doamnei Sofia, când am venit cu un grup de profesori la practică pedagogică. Sigur că un sat frumos, bogat, cu diferite talente, multe talente, și a apărut în fața noastră și doamna Sofia cu poezia Urgentă Telegramă. Este o poezie care n-a lăsat indiferent nici unul prezent în sală. Este o rugă a doamnei Sofia să ne reîntoarcem la baștene, să ne revedem mama și să ne închinăm încă o dată în fața ei pentru totul ceea ce ne-a lăsat și ne-a dat, cel ce este mai prețios, viața. Și atunci, sigur că profesorii au cerut de la doamna să le facă posibil ca această poezie să o citească și alți copii, să facă cunoștință și ceilalți. Și așa a apărut ideea ca toate cuvintele frumoase, toate acele trăiri
sufletești pe care le are doamna Sofie să apară pe paginile acestei cărți. Orice împrejurare, orice om trecător sau chiar o adiere de vânt putea fi o inspirație pentru autoare, dar cei mai frecvenți eroi ai baladelor și poeziilor dumneaei sunt persoanele apropiate. Copii, frați, surori, nepoți, prieteni, personalități importante din ținut le recunoaștem în versurile Sofiei Roșca așternute în cele peste 200 de pagini ale cărții Vai ce mare bogăție. Sofia Roșca la rândul său a mulțumit celor prezenți pentru sprijinul acordat, încântând publicul adunat la eveniment cu câteva cântece și versuri din creația proprie. Având pregătite materiale pentru următoarea carte, Sofia Roșca este ferm convinsă că trebuie să scrie în continuare. Am numit-o în cinstea fraților și surorilor mei, care mă ajută mult și datorită lor aș spune eu că mă aflu azi aici. Fiindcă am fost lovită de soartă de multe ori cu sănătatea și m-au ajutat mult de tot. Mai ales sora mea Maria. N-am cuvinte, am versuri pentru ea special, dar va fi în următoarea carte. Mi se pare că părinții de acolo de sus văd ceea ce fac eu și le împlinesc dorința lor. Mama, înainte de a pleca în lumea veșniciei, cu o mare frică, se temea că noi ne vom despărți sau nu vom vorbi unii cu alții. Acum toți ne aflăm în toamna și în iarna vieții, câțiva de noi, dar totuși noi ne ținem de mână. Oare aceasta nu este o bogăție pe pământ? Apariția acestei cărți pentru mine este un lucru foarte mare, care este atât de așteptat, fiindcă nu știe nimeni ce ne așteaptă mâine și aș vrea să lăs ceva pe pământ, să nu fie dată uitării familiei noastre. Asta e un lucru, eu socot un lucru important pentru familia mea și pentru satul meu. La lansare au fost mai multe surprize plăcute pentru autoare, printre care și evoluarea nepoțelei sale Anastasia, care a cântat cele mai îndrăgite cântece pe versurile bunicii. Pe lângă mulțimea de flori și considerații pe care doamna Roșca le-a primit în ziua respective, ei i s-au închinat versuri și cântece alcătuite de membrele grupului etnofolcloric Țărâncuța. Potrivit spuselor autoarei, în curând cartea Vai ce mare bogăție va apărea pe piață, dar până atunci Sofia Roșca intenționează să o distribuie la școlile cu predare în limba română din ținut. În rețelele de socializare și alte resurse de pe internet a apărut știrea despre zidul dărâmat al fostei reședințe a metropoliților bucovineni, care este monument UNESCO. Militanții civici sunt îngrijorați de faptul că conducerea Universității Naționale din Cernăuți intenționează să fixeze un terminal în peretele de lângă poarta principală a universității. La universitate spun că au toate autorizațiile necesare. În loc de fereastra din peretele de la intrarea principală, în reședință se planifică instalarea unui terminal. La rectorat spun că acest pas este o cerință a zilelor de astăzi. La terminalul din apropierea intrării se va putea achita costul serviciilor de turism. Terminalul era situat în holul clădirii centrale și aceasta crea incomodități. În timp ce grupul aștepta la intrare, ghidul trebuia să alerge după chitanță. Au existat mai multe plângeri, precum că gardienii noștri iau bani, iar la terminal nu ajung. La universitate au declarat că acest terminal va fi universal și eventual va efectua mai multe servicii bancare. Permisiunea de a instala acest utilaj a fost obținută la Ministerul Culturii al Ucrainei, căruia se subordonează instituția superioară. În același timp, activiștii sociali sunt extrem de îngrijorați deoarece cred că aceasta va strica înfățișarea exterioară a universității, care este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Personal consider că este ilegal, deoarece universitatea trebuie să se adreseze la Consiliul Local și Departamentul de Protecție a Patrimoniului Cultural. Referitor la patrimoniul UNESCO, așa cum s-a dovedit, încăperea de pe teritoriul reședinței nu este inclusă în lista obiectelor protejate, astfel în ea poate fi instalat terminalul. Nu este inclusă în registru, adică atunci când am depus documentele la UNESCO, încăperea nu a fost luată în considerare. De fapt, ea a fost construită mai târziu și aceasta se observă după culoarea cărămizilor. La universitate spun că ei sunt responsabili pentru monumentul UNESCO, de aceea sunt încrezuți în acțiunile lor, iar activiștii s-au revoltat fără motiv.
Dar de ce totuși în aceeași zi peretele a fost zidit și fereastra instalată din nou, la universitate nu comentează nimic. Până în prezent nu se știe cine a avut dreptate în situația respectivă. Cu toate acestea, universitatea nu va renunța definitiv la terminal. Nu întotdeauna participanții la acțiunile antiteroriste din estul țării pot beneficia de subvențiile asigurate de către stat. De aceasta sunt preocupați și activiștii sociali și deputații și participanții la acțiunile antiteroriste. Asemenea, probleme sunt multe. Pentru a găsi modalități de a le soluționa, în clădirea culei s-au adunat membrii Comisiei Permanente pentru ocrotirea sănătății și muncii a Consiliului Regional Cernăuți. Există problema transportului gratuit pentru participanții la acțiunile antiteroriste. O altă problemă este plata pentru energia electrică. Una dintre propuneri era 75% din costul ca atare să fie acoperit de stat, iar 25% de participanții la acțiunile antiteroriste. La ședința comisiei am luat decizii, am examinat problema posibilității utilizării gratuite a energiei electrice. O altă problemă este alocarea de locuință pentru familiile îndoleate ale participanților la acțiunile antiteroriste. Indignați sunt activiștii sociali cu privire la beneficiile pe care statul le oferă doar pe hârtie, dar aproape este imposibil ca apărătorii ucraineni să profite de acestea. Spre exemplu, de cele mai multe ori participanților la acțiunile militare din estul țării li se refuză să circule gratuit cu transportul public. I-au spus că sunt doar două locuri privilegiate în autobuz și acestea sunt ocupate. Restul sunt cu plată. Desigur, este deranjant, deoarece conform legii cu privire la statutul serviciilor de transport, acestea sunt oferite gratuit, cu excepția taxiurilor. Uneori, potrivit spuselor participanților la acțiunile antiteroriste, ei nu pot beneficia de subvenții din cauza legilor contradictorii. Eu, ca și participant la acțiunile militare, am subvenție de 25% din costul utilităților, și anume la energie electrică și gaze, și familia mea a profitat de subvenție și subsidiu. Acum legea Radei Supreme a hotărât, sau subvenție sau subsidiu. Eu nu pot să beneficiez de subvenția pe care mi-a dat statul, ca participant la acțiunile militare, fiindcă mi este mai convenabil să profit de subsidiu. Activiștii sociali au afirmat că vor cere o finanțare mai bună pentru instituțiile medicale, unde trec cursul de reabilitare și tratament participanții la acțiunile militare. Avem o instituție de tratament, Spitalul de Veterani cu Handicap pe strada Fastivska, adică totul ce depinde de finanțarea la nivel regional se face, dar nu sunt fonduri suficiente. Sunt finanțate numai 40% din necesitățile acestui spital. Este singurul centru și de reabilitare și de terapie care oferă un examen clinic privind handicapul pentru participanții la acțiunile militare din estul țării. În anul 2015, 45% din bugetul regional este alocat pentru sfera ocrotirii sănătății. Despre aceasta s-a vorbit la conferința de presă desfășurată la Administrația Regională de Stat cu privire la executarea bugetului din anul trecut. Anul trecut, în fondul general special al bugetului regional, au fost încasate 409.700.000 de grivne, ceea ce este cu o treime mai mult decât era planificat. Dacă e să comparăm cu anul 2014, am depășit încasările aproape dublu. 190 de milioane am obținut în plus. 130 de milioane am primit de la experiența depășirii taxelor vamale, care rămân la dispoziția autorităților locale pentru repararea drumurilor. În anul trecut, regiunea a primit de la stat în întregime dotații de bază și stabilizare, precum și toate subvențiile relevante. Pentru întreținerea instituțiilor bugetare s-au cheltuit 2,8 miliarde de grivne. În ceea ce privește structura cheltuielilor, cea mai mare parte a fost alocată pentru sfera ocrotirii sănătății, 45%. 30% au fost alocate pentru sfera educației, iar pentru sfera protecției sociale au fost alocate mai mult de 10%. Actualmente, Departamentul de Finanțe din cadrul Administrației Regionale de Stat împreună cu Societatea Casa Națională a Ucrainenilor din Cernăuți implementează proiectul Bugetul Transparent. Scopul acestui proiect este ca oamenii să poată afla mai multe despre buget pe parcursul anului. Pe site-ul Administrației Regionale de Stat, oricine poate afla mai multe despre buget și alte informații utile.
Începând cu anul trecut, fiecare instituție superioară de învățământ acordă studenților diplome după propria imagine. Din această perspectivă, studenții Universității Naționale de Stat Iuri Petkovici din Cernăuți a decis să aleagă singur imaginea diplomelor sale. La inițiativa studenților am decis să propunem universității concursul pentru cea mai bună imagine a diplomelor de absolvire a Universității din Cernăuți. Studenta anului 2, Carina, spune că absolvenților din anul trecut nu le plac diplomele pe care le-au primit. Majoritatea studenților au fost nemulțumiți anume de aspectul diplomelor, fiecare a avut părerea sa. De fapt, este foarte bine că ni s-a permis să venim cu ideile noastre. Probabil și eu voi participa la acest concurs. Administrația universității nu este împotrivă de a schimba imaginea diplomelor și, prin urmare, este de acord deja în anul curent să creeze o nouă versiune a documentului. Fiecare student de la universitate are dreptul să participe la concurs pentru a propune propria versiune a diplomei. În curând, pe site-ul universității și sindicatelor, de asemenea în rețelele sociale, vor fi afișate condițiile de participare la concurs. Încă nu se știe ce premiu va avea autorul cele mai bune imagini pentru diplomă, dar organizatorii au promis că neapărat va fi remunerat. În cadrul Departamentului de Sprijin Analitic și Reacție Rapidă al Direcției Poliție Naționale în regiune, în urma aplicării noilor reforme au avut loc o serie de modificări. De exemplu, corpul de gardă va fi transformat în grupuri de reacție urgentă, iar în baza sistemului regional vor fi create centre de situație. Pentru ce se face aceasta? De multe ori, dinamica la locul de săvârșire a acțiunii este foarte schimbătoare și trebuie rapid să fie luate decizii manageriale, analitice. Până acum, aceasta se făcea în domenii separate, acum însă totul se va soluționa într-o singură unitate. Până în prezent, în regiune au fost înregistrate sub 3.000 de infracțiuni, printre acestea au fost și cazuri de fraude. Cele mai problematice sunt fraudele comise în special utilizându-se mijloace de telecomunicație prin apeluri telefonice cu privire la unele cumpărături plata pentru diferite servicii. Oamenii plătesc pentru mărfuri, dar nu le primesc. Noi lucrăm în această direcție și rugăm oamenii să nu fie atât de creduli. Prin toate ținuturile istorice românești, nordul Bucovinei, nordul Basarabiei și ținutul Herța, Centrul Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești prin Școala Populară de Artă și Civilizație Românească Cernăuți, în parteneriat cu un vechi partener, Centrul Cultural Bucovina din județul Suceava, a desfășurat o suită de spectacole dintr-o casă în altă casă. În weekendul trecut, asemenea spectacole au avut loc în localitățile Mihorenii Herței și Voloca Hlibocii, având oaspeți mult așteptați de către românii din ținut pe Călim Brăteanu și Gheorghiță Rotaru. Toate aceste spectacole vin să pună în valoare autenticitatea folclorului muzical românesc din zonele folclorice ale Bucovinei și nu numai, înlăturând totodată influența modernului, dar și să completeze lipsa de informații actuale despre cultura tradițională a nordului Bucovinei, tezaurul muzical folcloric autohton în rândul tineretului, în scopul de a revitaliza și valorifica tezaurul muzical folcloric românesc, de a populariza valorile spirituale și culturale ale neamului, de a propaga cultura tradițională românească. Tinerii interpreți discipolii Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească Cernăuți au evoluat alături de consacrații artiști. Organizatorii, printre care și Primăria Mihoreni, au mulțumit mesagerilor folclorului românesc, interpreți de muzică populară, pentru că prin prestațiile lor artistice au transformat pentru câteva ore localitățile Mihoreni și Voloca în capitale ale folclorului românesc. Astăzi e mare sărbătoare că satul nostru sărbătorește 555 de ani. De atunci a fost testat satul Mihoreni. Ne-au adus atâta căldură,
atâta bunătate în vocele dumnealor, în cântecele acestea care s-au păstrat și le păstrăm din neam în neam. Ca de obicei, aceste spectacole s-au dovedit a fi o reușită a organizatorilor și o sărbătoare de suflet a tuturor românilor din localitățile avizate.